soarele s-a lăbărât seara, cred că este deja, iau ca soarele s-a ascund. Am început astăzi să pun faruri. Mai am aici la câțiva să le pun, uitați cum e ăsta. Nu mai am. E pus aici, dacă, da, aici e o diafragmă uscut, trebuie să pun fagure. Așa. Ia uitați aici, o să-i dau și aici. Cred că unul sau dacă nu mai las. Ăștia nu-i desfăcui deja. Am luat-o așa pe ei să văd cam cum stau, trebuie să-i desfac și pe ei, așa sunt la fel. Aici trebuie și aici să-i dau un fagure. Și hrană este bine până acum. Așa sunt și ăștia. Deja mai desfăcui eu, mai așa. Aici, să știți că am... Uitați, așa sunt cei mai slabi. Cred că am până în 20 din ăștia. Dar nu e trecut. 10 kg, deci așa cum le vedeți. Să-l acoper un pic ca să nu răcească până vin, să-i dau mâncare și probabil 2 ore. Are 2 rame pline de puiet. Acoperă cel puțin până la 6 acum, dar nu-i dau decât 2. Să le uș pe aia. Și după aia mai pun. De regulă s-ar putea să... E posibil să meargă la salcâm cu... Așa. Să meargă și el cu un 7-10 kg de miere la salcâm. Ăștia sunt roși. Ăștia au fost nemâncați. Le dădui mâncare acum, uitați și aici. Așa. Ăsta e capacul. Trebuie să-l curăț așa, arătați. Trebuie să pună ceară ca mea. Ceară este pusă. Este destul de multă ceară. Așa, pe ăștia i-am curățat deja aici. Ăștia 3. E bine, sperăm să fie salcâmul bun. Deci la mine curcătușul a abia început să... Uite, ăsta e deschis bine tot astăzi. Mi sunt acolo câțiva curcătuși acum, dar nici nu prea mulți curcătuși aici. Dar sper să meargă restul, să se mai deschidă. Mai sunt ceva cireși. Domină prunul la mine. Așa, mai e curcătușul aici. Deschis. Mai e acolo păjul. Câțiva, da, înțeles. Deschidă deja la mine, e timpul mai întârziat, nu este așa de vreme. E bine, să sperăm că avem căldură și riscul de precipitații la salcâm, că atunci o să meargă destul de bine floarea de salcâm, o să fie nectar și o să facem cât de cât producție. Până atunci și până la primul video, pe ăsta, de aici încolo, vă las cu bine și vă urez un an bun pentru albine, să fie cât mai multă miere, să fiți sănătoși și să o vindeți cu preț bun. La revedere, sănătate!